Ex-mușteleanul Simon Mazarache traversează o perioadă excelentă în cariera de jucător sub tricoul alb-albastru al echipei CSU Craiova. Titular incontestabil al echipei pregătite de renumitul antrenor Gigi Mulțescu, Simon Mazarache a reușit în cele 8 etape scurse din actualul sezon de Liga 1 să puncteze de 4 ori, reușind totodată să ofere și 2 asisturi. Astfel, atacantul în vârstă de 23 de ani a marcat decisiv în confruntările de pe teren propriu cu ASEA Târgu Mureș 2-1, Viitorul Constanța 2-1, cât și în deplasarea de la Giurgiu 1-2 în fața actualei campioane Astra. Nuno Rocea. Se ridică și Ivan, Nuno Rocea, Mazarache, gol! Mazarache! 2-1 Craiova! Bătășelu centrează spre Mazarache! Gol! 2-0 pentru Craiova din minutul 58. Rocea, pasa este bună pentru această centrare a lui Zlatinski! Nuno Rocea, gol! Mazarache! Craiova, Zlatinski, Popov și Mazarache înscrie din nou golul de 2-1 pentru Craiova. Duminică, în remiza de pe teren propriu, 1-1 cu Chiajna, Simon Mazarache a reușit să deschidă scorul în minutul 55 cu execuție de rafinament, învingându-l pe golkeeperul ilfovean cu un șut din colțul careului de 6 metri, aruncând tribunele în aer. Mancu pentru Mazarache! Mazarache, formidabilă pasă pentru Mazarache. Și finalizarea lui Mazarache, excelentă. Nu știu dacă nu contează starea lui Melinte. Mazarache, golgheterul Craiovei cu 4 goluri marcate. Mazarache se alătură fotbaliștilor care au astăzi mai multe goluri decât întreaga echipă a Concordiei, care nu are decât 3 goluri înscrise. Excelentă pasă, excelentă preluare. Forma excelentă din punct de vedere sportiv pe care o traversează Simon Mazarache l-a adus în atenția tuturor ziarelor de specialitate, cât și a posturilor de televiziune, remarcând calitățile de vârf veritabil ale mușceleanului. Actualul număr 17 din echipa CSU Craiova, prin reușitele din acest început de sezon, a devenit golgheterul la Ziua Oltenilor, dar și idolul tribunelor de pe extensiv. Simon Mazarache a fost prezent luni alături de tehnicianul Gigi Mulțescu la conferința de presă de dinaintea confruntării de miercuri de pe stadionul Anghel Iordănescu dintre FC Voluntar și CSU Craiova, în care cei doi au prefațat dificila partidă cu ilfovenii. Mă dați seama, ne așteaptă o deplasare foarte, foarte grea, după cum ați văzut și dumneavoastră. E o echipă foarte, foarte bună a campionatului. Cum am zis și ne-a Gigi, au victorii spectaculoase, acolo înscriu foarte mult, au jucători care fac diferența. Ce să zic, ne așteaptă un meci foarte, foarte greu. Așteptăm cu toți. Eu l-aștept și golul 5, și golul 6, și golul 7. La fiecare meci îmi doresc foarte mult să înscriu, să-mi ajut echipa în primul rând, că asta contează cel mai mult. Sper să continui la fel cum am continuat până acum. Să fac și un joc bun, să și înscriu și cu siguranță să fie bine pentru mine, cât și pentru echipă. În scurt timp, Simon Mazarache va deveni tătic de fetiță, frumoasa lui soție Carmen așteptând cu nerăbdare venirea pe lume a micuței, cea mai nouă membră a familiei.